Ronaldo Nazario, legendarul atacant brazilian, consideră că Franța e principala favorită la câștigarea campionatului mondial. Francezii joacă în semifinale cu Maroc, miercuri de la 21, meciul va fi televizat pe TVR1. Franța ar putea da în finală peste Croația sau Argentina, care se întâlnesc în penultimul act, marți de la 21. Pronosticul meu, chiar înainte de începerea mondialului, era o finală între Franța și Brazilia. Francezii au rămas în competiție și confirmă de la meci la meci că sunt principalii favoriți. Au o echipă foarte bună, atât în apărare cât și în atac sau la mijlocul terenului. La ultimul meci au marcat chiar și Tchouaméni cu un șut din afara careului, a declarat Ronaldo potrivit L'Équipe. Brazilianul a ținut să-l laude pe Mbappé, vedeta Franței și golgheterul la zi al campionatului mondial. Are un turneu foarte bun, este decisiv, are calități fizice și tehnice incredibile. Cred chiar că poate fi cel mai bun jucător al Cupei Mondiale. Ceilalți jucători sunt rapizi, dar el este și mai rapid. Îmi amintește un pic de mine atunci când jucam. Știe cum să-și folosească abilitățile, știe cum să treacă în viteză de adversari, apoi ajunge în poziții bune și marchează. Argentina nu joacă foarte bine, dar jucătorii sunt uniți, formează o echipă, sunt agresivi. Îl au pe Messi, care atunci când se află în apropierea careului este decisiv. Acum face mai puțin sprinturi decât înainte, dar imediat cum primește mingea, vede spațiul liber. În careu este ucigător.